Acuză conducerea complexului energetic Oltenia că se face că nu vede criza de personal din companie. Liderul sindical Manu Tomescu spune că în fiecare subunitate sunt poziții rămase descoperite, iar sarcinile au fost preluate de personalul rămas, ceea ce face munca și mai dificilă. Avem lipsa acută de personal în toate atelierele și secțiile din termocentrala Rovinaș. Eu nu pot să înțeleg declarațiile președintelui de directorat, declarațiile conducerii companiei, pentru că numai președintele de directorat, domnul Burlan, și am văzut și ceilalți membri din directorat și purtătorul de cuvânt al directoratului, domnul Rușes, toți dau declarații că și în 2023 Complexul Energetic Oltenia va păstra același număr de salariați. Cum naiba se bat cap în cap declarațiile pe care le dă conducerea companiei prin vocile celor care conduc această companie, când noi în subunitățile de producție, și aici eu mă refer la unde lucrezi, unde îmi desfășor activitatea și unde sunt membru în Comisia de Sănătate, Securitate, Muncă pe termocentrală, cum se face că la noi nu există secție sau atelier să aibă cel puțin 5-6 locuri de muncă deficitare și noi o să facem o situație imediat și o să o facem publică. Eu cred că undeva la 100, cel puțin 100-150 de salariați din producție, din termocentrala Rovinari e deficit, adică cel puțin 100-150 de locuri de muncă, de căsuțe din organigramă sunt neocupate. Sindicalistul mai spune că posturile rămase libere după ieșirea la pensie sau plecarea unor salariați nu au mai fost ocupate prin noi angajări. Oamenii se duc dintr-o parte în alta. Așteptăm și noi, de exemplu, listă de angajări, pentru că ne-au ieșit o grămadă de colegi la pensie și ni s-a promis că se vor angaja în locul lor și vedem că de 2-3 luni se tergiversează aceste angajări. La CEO au fost angajate aproximativ 1000 de persoane în acest an, însă pe perioadă determinată de 6 luni, contractele fiind prelungite tot cu un termen limitat.